Pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Bine v-am regăsit la un nou episod de Podcastito. Astăzi suntem așa în grup strâns, eu cu Alexia, pentru că avem sesiune de întrebări. Mai e foarte puțin și se termină emisiunea. Am zis să crezi? Am emoții! Și eu. Nu știu de ce. Dar vine să crezi că a trecut așa, mi se pare că a trecut foarte mai repede pe TV decât, da, acolo. Adică decât acolo. Și acolo mi se pare că a trecut repede. Da. Dar am făcut așa de multe chestii, da, încât oricum ești că da, am stat 3 ani acolo. Dar pe TV, mamă, ești că abia a început. Exact. Nu vreau să se termine. Exact. Mai avem o săptămână și un pic și ne luăm la revedere. Exact. Și după aia aflăm cine e nou cast din... Mamă, da, chiar. Următorul sezon. Noi în episodul trecut am făcut niște propuneri de cast. Serios? Da, am zis Loredana Groza, Florin Salam. Wow, wow, da, mi-ar plăcea să văd. Și mie. Hai să vedem ce ne întreabă oamenii. Zic eu prima întrebare și tu răspunzi. Și bine, luăm câte una, da? Okay. Fiecare. Bun. De cât timp vă cunoașteți și care este relația dintre voi două? Ne cunoaștem de foarte mult timp. Adică așa din vedere. Cred că de fapt mama se cunoaște cu tine dinaintea mea. Da. Și ne cunoșteam așa cât de cât, din vedere, gen bună, bună la evenimente. Da. Și cred că ne-am apropiat mai mult atunci în vacanța din Maldive. Da, care a fost acum 3-4 ani. Da. Da. 2020, cred. Dacă era cu pandemia. Da. Atunci am fost în vacanță împreună. Da. Și a fost o vacanță foarte frumoasă și... Mamă, a fost super distractiv. Da, n-o să o uităm deloc vacanța aia. Și atunci am apropiat toate trei, de fapt. Am mers și cu Laura și cu tine. Și atunci ne-am apropiat mai mult și după aia de atunci... Ne-am tot intersectat, am tot avut proiecte comune și tot așa. Deci cam asta este relația și... te rog, a doua întrebare... Cum a fost să faceți echipă? Credeți că formula asta ar fi funcționat pe toată durata competiției? Să începem cu prima. Cum a fost să facem echipă? Mie mi-a plăcut să fac echipă cu Alexia. Chiar mi-a plăcut și ne-am bucurat amândouă în momentul în care am aflat că o să facem echipă. Foarte mult. Cred că eram cea mai bucurată echipă, dacă ai văzut. Da. Am crezut amândouă că vom fi mai productive decât am fost. Amândouă am crezut că o să rupem, dar... pe mine cel puțin m-a dărutat foarte tare schimbarea asta în prima și zi. Și pe mine, da. Pentru că în a doua zi s-a văzut clar că am fost ne-am descurcărețe. Da, ne-am regrupat și ne-am așezat și ne-am descurcat mult mai bine. Dovadă că am fost prima echipă la un moment dat. Și dacă ar fi funcționat pe toată perioada competiției, s-ar putea să da, pentru că cred că depinde, adică cred că și la început, când am început primele zile, tu cu Laura sau eu cu Aris, au fost zilele alea de adaptare. Exact. Și cred că schimbarea asta bruscă, după ce stai aproape o lună jumate cu cineva, deja s-ai format o rutină sau cum lucrați împreună, ce face ăla, ce face ăla și mai departe. Probabil a fost o dezechilibrare pentru noi și n-am putut să ne echilibrăm cum trebuie în prima zi. Și după aia ne-am echilibrat. Acum nu știu dacă ar fi fost cum ai fost tu cu Laura sau eu cu Aris, pentru că Măi, de-aia ne-am și ales partenerii ăștia. Cu siguranță relația pe care tu ai fi avut-o cu oricine altcineva din, concurs n-ar fi fost aceeași cum o ai cu Aris. Normal, adică relația dintre frați, familie e cu totul altceva și... am mai citit așa prin comentarii că Alexia nu-și permite și vreau să confirm treaba asta, că în niciun caz nu știu, poate dacă te mai răsteai la Aris, în niciun caz n-ai fi făcut asta cu oricine altcineva, știi? Normal. Nu ți-ai fi permis. Nu, dar nu-și permis, că nu e vorba de permis aici. E doar chestia că când ești cu fratele tău, ești super familie, spui tot ce gândești. Asta și cred că atunci când ești cu altcineva, te abții puțin la anumite lucruri și ești mai rezervat. Da, așa. Exact. Da. Ceea ce e bine și nu e bine aceeași. De exemplu, pentru mine, mi se pare că faptul că nu pot să fiu eu 100%, mă inhibă chestia sau te frustrează, pentru că nu poți faci, nu știu cum să explic, adică tu nu vrei să spui ceva și după aia te inhibă și nu mai faci lucrurile cum trebuie, pentru că n-ai scos. Da, dar aici, din nou, ajungem la faptul că e doar o chestie de... obișnuință. De obișnuință, adică sunt convinsă că dacă am fi stat o săptămână împreună, ne-am fi potrivit foarte bine ritmurile și
Și tu ți-ai fi dat seama cum sunt eu și eu, da. Adică, na, știam, dar probabil am fi... Mi se pare că atunci când ai un țel comun și înțelegi cum e celălalt, poți să te dai așa după el, nu știu, așa da. Cred că ar fi fost și în cazul nostru. Dacă depinde am... și de om. Depinde dar, și de om, da, dar în cazul nostru da. Cred că ar fi fost bine. Cel mai frumos și cel mai dificil moment în timpul petrecut împreună. Păi cred că s-a fost cel mai dificil. Prima zi. Prima zi, da. Prima zi a fost. Faptul mai... că nu am putut să ne echilibrăm cum trebuie și nu mai știam nimic. Eram complet da. În altă parte, adică da. Dezorientate complet. Nu, exact. N-am mers unde trebuie, n-am făcut lucrurile cum trebuie. Cred că eu am fost complet aeriană. Complet da, aeriană. Complet. Adică nu, eram, nu am fost deloc ca în, ca în cealaltă da, zile din curs, da, adică și da. Era, nu eram eu. Da, asemenea, complet. Asemenea și eu. Nu mă gândeam, unde-s ceilalți, oare cum e Laura, oare cum... Știi, adică mă gândeam la orice altceva în afară de cursă. De cursă, da. Da. Mie mi s-a părut amuzant atunci cu alpacalele. Da. Că a trebuit să alergăm după ele. Da. A fost funny. Da. Nici mai știu ce am mai făcut în ziua aia. Mi-a plăcut și la bicicletă. Mie mi-a plăcut și la bicicletă. A fost amuzant, da. Când ne-am dat pe bicicletă. Da. Am încercat pe rând. A mai fost momentul în care s-a oprit domnul ăla și și-a lăsat familia ca să ne ducă pe noi. A, da, l-a fost ăla emoționant, a fost cel da. Mai frumos, da. Dacă e să mă gândesc. După 2 ore jumate, că nu se vede la da. Televizor, dar exact. Că am stat 2 ore jumate în 40 de grade afară. Da. Cel care s-a oprit da. Și a lăsat familia în drum, practic, într-o stație de autobuz ca să ne ducă pe noi și pe aia s-a întors să ia și pe ei. Exact. Cred că a fost cel mai emoționant moment da. Din ziua respectivă. Da. Cât a durat real căutarea voastră de cazare? La TV probabil totul a fost condensat. Da. Cred că, asta vorbeam mai devreme, cred că am stat vreo 3 ore. Cred da. Că a fost una dintre cele mai lungi căutări de cazare pentru ca să mine. Se termine ziua exact așa cum a început. Cum a început, adică totul foarte greu. Da, pentru că noi am început în piață, am întrebat foarte mulți oameni, nu mai știi că am vorbit cu niște studenți ca să ne cazeze la ei da. În cămin, da, am așteptat da. Jumătate de oră acolo în față să se întoarcă, nu s-a da. Întors nimeni. După aia ne-am dus la doamna respectivă cu balet, pe la altă casă, înainte să mergem la casa care a apărut pe TV. După aia am mers la casa, la apartamentul cu bărbatul, ca să se înțeleagă. Noi n-am rămas acolo pentru că nu ni s-a dat voie de la producție să rămânem cu un bărbat și, în și cameră. Și astea sunt momentele, iarăși, care parcă e așa o nedreptate că nu se vede, pentru că lumea interpretează că suntem fițoase sau nu vrem să stăm în anumite locuri, dar... Multe sunt indicate de la producție. Nu e bine să rămâneți aici. Nu e bine să stați în casă cu un bărbat sau așa mai departe. Adică nu sunt neapărat... Credeți-mă că atunci în apartamentul ăla eu cred că mă dormeam și pe jos. Nu mai puteam, efectiv. Da. Deci eram la tipul ăla acasă? Tipul ăla, da, nu știu. Da. Deci nu mai puteam. Eram din ok, hai, dormim. Nu aveți voie cu bărbat în cameră. Și eram, cred că pe la 12 ne-am culcat da. În ziua aia. Cred că a da, fost da. Cea mai lungă da. Zi. Dar s-a nimerit o cazare foarte drăguță da, la final. Până la urmă, da. Pentru că era un Airbnb, ei nu stăteau acolo. Da, da. Care au fost momentele în care ați simțit că aveți nevoie de partenerii voștri? Cred că la Tobe, unde a trebuit tamburină sau cum se chema chestia aia, unde a trebuit să facem. Ok. Cred că Aris s-a fi descurcat mai bine decât mine să facă okay. chestia aia. Adică după am văzut și la TV că s-a descurcat da. De minune. Da. Ce să zic acum? Probabil la partea cu matematica s-ar fi descurcat mai bine decât mine, adică cu siguranță. Da. Ar fi fost mult mai calm și mai, nu știu, s-ar fi concentrat mai bine decât mine. Eu îmi panichez foarte tare la chestiile astea de mate. Dar știi că te panichezi inutil? A, știu. Că știi să le faci. Da, știu. Adică... Știu, păi asta mai vorbisem într-un alt podcast, gen, eu știu să le fac și mă panichez și gen, la modul sunt așa, spun ok, mă bine, nu spun nimic. Dar de ce? Chiar dacă în capul meu eu știu că dar știu de răspund, ce? Nu știu. Am o chestie de când sunt mică, mergeam la școală și gen, profesoara mă scotea în fața tablei, știa că nu prea învățam eu la mate și mă scotea în față, dar pe mine, știi? Și aveam chestia, mamă, mă scoate și gen, nu știu nimic și mă panichez și... De atunci am chestia asta. Și culmea este că am luat cea mai bună notă la bac la mate. Iată. În ciuda comentariilor, adică cea mai bună notă la mate. Dar da, pe mine mă frapează, mă șochează că există oameni care își imaginează, real și imaginează,
că... Că nu noi... știm 12-80. Da, sau că n-am luat bacul sau cum am luat bacul sau, adică mi se pare atât de și amuzant și... stau așa și mă mai citesc prin comentarii și zic, Doamne ferește! În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.